Accidentul s-a petrecut marți după amiază pe raza comunei Valea Iașului pe drumul național 73C. Din primele cercetări se pare că un bărbat în vârstă de 29 de ani din Pitești, care se deplasa pe sensul către Valea Iașului și conducea o autoutilitară Dacia Logan, s-a pus în mișcare de pe loc fără să se asigure. În acel moment a fost acroșat din spate de un autoturism care se deplasa în același sens, condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani din Mușătești. În urma impactului, ambele autoturisme au fost proiectate în afara părții carosabile pe partea dreaptă a drumului. Autoutilitara Dacia Logan a acroșat o femeie în vârstă de 80 de ani din localitate care se afla pe o bancă. Femeia a fost preluată în stare gravă de cadrele medicale și transportată la spital, însă medicii nu au reușit să o salveze. Oamenii legi au confirmat că șoferii nu consumaseră băuturi alcoolice.